Izolarea de familie și prieteni, pierderea locului de muncă sau teama de boală i-au afectat pe mulți români. Unii au reușit să depășească aceste episoade de anxietate singuri. Alții au avut nevoie de ajutorul specialiștilor, printre ei mulți copii și adolescenți. Eram fericită că nu m-am îmbolnăvit de COVID, dar în același timp mi-am dat seama că m-am îmbolnăvit efectiv de o depresie cu care va fi greu să trăiesc în următoarea perioadă. Tânăra de 26 de ani este organizator de evenimente și și-a văzut afacerea prăbușindu-se peste noapte. A trebuit să renunț la contracte, a trebuit să dau bani înapoi și, din punct de vedere financiar, a fost groaznic. Peste toate nu și-a mai putut întâlni prietenii. S-a trezit singur în casă, fără să știe pentru cât timp. Nu m-am simțit niciodată atât de singură. A fost un calvar ce simțeam că nu se mai termină. Efectiv, aveam momente în care stăteam între patru pereți și mă gândeam la câte planuri mi-au fost distruse. În perioada de izolare au fost foarte multe persoane care au avut timp să se oprească, să se gândească la sine. Și au rămas uneori blocați în lipsa de perspectivă. Faptul că era o perioadă care nu avea o finalitate a generat foarte multă neliniște și implicit această neliniște s-a amplificat, poate și alte probleme de viață, au dus la stări de anxietate, atacuri de panică, depresie. Anxietatea a fost contagioasă în lunile de izolare. Aceleași întrebări i-au bântuit pe mulți. Oare mă voi îmbolnăvi? Cum voi suporta această perioadă singur? Ce se va întâmpla dacă îmi voi pierde serviciul? Este un rezervor care alimentează multă anxietate, dar și multe scenarii cataclismice. Că o să vină apocalipsa, este doar începutul. O să vină un val uriaș de viroze care o să ucidă toată planeta. Anxietatea a dus și la depresii. Afectate au fost în special persoanele care sufereau deja de această boală. Simptomele lor s-au accentuat din cauza izolării și s-au intensificat sentimentele de deznădejde și neajutorare. Dacă aceste episoade se repetă foarte des, iar intensitatea lor este peste o limită de suportabilitate și înțelegem că viața noastră este invalidată de ceea ce trăim, cea mai bună soluție este să apelezi la un specialist. Un prieten nu va ști să meargă la cauza, la punctul generator. Spitalul de psihiatrie Alexandru Obregea are un helpline gratuit deschis zilnic unde pot suna oamenii care au astfel de probleme. Până acum, sute de persoane au apelat la ajutorul specialiștilor în timpul pandemiei. Inclusiv copiii și adolescenții au avut de suferit din cauza izolării.